Uneori stau și mă întreb dacă este vorba de alergie sau este vorba despre răceală. Așa, curiozitatea, că eu toată viața am fost curios. Câți dintre voi aveți alergie la ceva? Ah, cam mulți, da. Nu vă mai întreb la ce aveți alergie. M-am gândit în seara aceasta, dacă aseară am vorbit puțin tinerilor și au fost și familiști, în seara aceasta să vorbesc un pic familiștilor, să-i ajutăm și pe tineri, da? Și m-am gândit să abordez un subiect pe care nu l-am abordat niciodată. De obicei ce fac? Încerc undeva un subiect, dacă nu iese, îl îngrop acolo, asta este. Dacă iese, poate îl mai zic și în altă parte, în funcție de împrejurări. Și în seara aceasta m-am gândit să vorbim despre alergii, alergiile familiștilor, dar s-ar putea să fie și la tineri alergiile, s-ar putea să fie și la creștini în general. Și m-am gândit că una din alergiile prezente la foarte mulți este alergia la reguli. Cam câți aveți alergie la reguli? Să nu-mi spui tu mie. Am înțeles, da? Interesant că unora nu ne plac nici regulile divine. Și am stat și m-am întrebat, oare am putea să trăim o viață fără reguli? Am putea să trăim o viață creștină fără reguli? Am putea avea o viață bună de familie fără reguli? E clar că nu tuturor le plac regulilor. Știți că evreii, când au plecat în drum spre Canaan, le-a plăcut ideea să plece înspre o țară bună, dar nu le-au plăcut regulile. Și făceau alergie când Dumnezeu le cerea ceva. Când au ajuns în Canaan, regulile din pustie n-au mai fost valabile toate, dar au apărut regulile Canaanului și nici acelea nu le-a plăcut. Și atunci au trebuit să se gândească la regulile din robie. Spuneți-mi, în Noul Testament, găsim reguli? Haideți să începem cu Domnul Iisus Hristos. Credeți că Domnul Iisus Hristos a avut reguli pentru viața Lui personală? Știți că în Scriptură se vorbește despre obiceiurile Domnului Iisus Hristos. Iisus, conform obiceiului Său, s-a dus în grădină sau s-a dus să se roage, da? E foarte greu să ai obiceiuri dacă nu ai reguli, da? Și regula de bază în viața Domnului Iisus Hristos a fost: întotdeauna caut voia lui Dumnezeu și întotdeauna împlinesc voia Tatălui. Dar ce credeți, pentru ucenici Domnul Iisus Hristos a avut reguli sau nu a avut reguli? Ei aveau reguli cum să se comporte la Domnul Iisus Hristos și aveau reguli cum să se comporte unul cu celălalt și apoi reguli cum să se comporte cu cei care veneau la Domnul Iisus Hristos, veneau să le ceară lor ajutorul. Și dacă cineva dorea să fie ucenicul Domnului Iisus Hristos, trebuia să afle că în procesul acesta de ucenicie există reguli. Dați-mi un exemplu. Dacă voiește cineva, da, că era veniți la mine toți, da? Dar dacă voiește cineva să mă urmeze, dacă voiește cineva să fie ucenicul meu, atunci există niște reguli. Între voi să nu fie așa. Bun, văd că le știți, da? Apostolul Pavel, care l-a imitat foarte mult pe Domnul Iisus Hristos, credeți că avea reguli pentru el însuși? Mă port aspru cu? El face foarte mult referință și la sport și vorbește foarte mult de luptă după reguli, după rânduieli, și spune: dacă nu respect regulile, sunt descalificat. Și el spune: nu aș vrea să fiu descalificat. În timp ce apostolul Pavel se purta strict cu el și avea niște reguli foarte clare, are reguli și pentru colaboratorii lui. Și unii au avut o mare surpriză. Apostolul Pavel avea o regulă: dacă vii cu mine în misiune, vii cu mine până la capăt. Unul s-a dus cu el o vreme, i s-a făcut dor de maică sau știu
l-a durut dinții sau i-a fi scris o fată o scrisoare de dragoste și s-a întors. Și a doua oară când l-a apucat misiunea, știți ce i-a spus Pavel? Cu mine ai terminat-o, frate. Deci dacă nu ești în echipa mea după regulă, s-a terminat. Așa, a avut el șansă cu Barnaba, care era un fiu al mângâierii și mai dădea a doua șansă. Și sigur că vorbim despre reguli în trupul lui Hristos. Acum, dacă vorbim despre toate acestea, am două întrebări și o să încep cu cea mai puțin delicată. În biserică există reguli? Stați un pic, că noi suntem în har. Deci ideea este, poate Vechiul Testament e cu reguli, dar noi suntem în har, Hristos ne-a eliberat să fim slobozi, liberi. Liberi să respectăm regulile, sau avem regulile slobozeniei, da? Și nu cred că există vreo instituție, nu poate exista o biserică în care să nu existe reguli, iar dacă noi vorbim despre noi ca biserică, ca trupul lui Hristos, în trup există reguli. Și una din reguli este că un mădular nu-l pocnește pe celălalt. Asta au învățat toți în biserică, așa-i? Că nu ne vorbim de rău unii pe alții, că nu ne sabotăm și toate celelalte lucruri. Și acum să mă întorc acolo unde mi-e drag, mie și vouă, și în viața de familie există reguli. Nu v-am întrebat dacă ne plac. Dar poate exista o viață de familie plăcută lui Dumnezeu fără reguli. Bun, care ar fi regulile în familie? Vă rog să-mi spuneți. Că există, zic eu, mai multe seturi de reguli în familie. Care ar trebui să fie primele reguli în familie? Dacă le-am luat pe capitole, eu cred că primele reguli pentru viața de familie sunt regulile stabilite de Creatorul familiei. Regulile acestea sunt negociabile sau nu? Nu. Se învechesc sau nu? Se aplică indiferent de familie, indiferent de generație. Deci cuvântul, setul de reguli ale lui Dumnezeu pentru viața de familie sunt pentru toate familiile întotdeauna. Bine, în cazul în care vrem binecuvântarea lui Dumnezeu, că eu le spun multora, dacă nu te interesează binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă nu te interesează veșnicia, pierzi vremea la biserică. Deci oamenii care vin la biserică sunt doar oamenii care interesează binecuvântarea vremelnică și veșnică. Altfel, dacă nu ne interesează, nu avem ce căuta aici, că găsim alte locuri cu alte reguli și poate ne dă mai bine, da? Deci avem seturi de reguli divine care sunt hotărâte de Dumnezeu întotdeauna pentru binele nostru. Corect sau nu? Deci voi vreți să spuneți că Dumnezeu pune garduri și că gardurile sunt pentru binele meu. Mamă, ce bun sunteți la predică! Da. Bun, avem setul de reguli divine care este scris. Ce alte reguli sunt în familie, pe lângă regulile divine? E microfonul la voi. Păi dacă există regulile lui, putem avea și regulile noastre. Într-o biserică, lângă regulile stabilite de Dumnezeu pentru biserică, pot fi și regulile bisericii? Sigur că da. Numai că regulile bisericii niciodată n-au voie să încalce regulile dumnezeiești. Haideți să hotărâm câteva reguli, să aminim câteva reguli pe care le poate hotărâ biserica. Unde scrie în Biblie la ce oră să venim la închinare? Se vede că sunteți tineri. Noi toată viața ne-am dus la biserică la ora 9, pentru că în Scriptură spunea că apostolii se adunau la ceasul al 9-lea, adică 3 după masă. Și pentru că ei se adunau la 3 după masă, noi eram musai să venim la 9, da? Avem o regulă foarte clară. Nu spune în Scriptură la ce oră să venim. Nu spune dacă să venim miercurea, joia, toate celelalte. Nu spune dacă să stăm bărbați și femei, dacă stăm pe familii, dacă stăm pe scaune, pe bănci. Toate acestea sunt regulile noastre.
Bun, regulile lui, cine le schimbă? Ba, el. Ascultați-mă, Dumnezeu poate schimba regulile lui. De obicei, se schimbă regulile când se schimbă persoana. Dumnezeu se va schimba niciodată. Deci regulile lui se vor schimba când se schimbă el. E clar asta? Ne-a intrat în cap. Deci să nu spuneți oamenilor că Biblia nu se schimbă. Să spuneți când se schimbă autorul, se schimbă și cartea. Adică niciodată, da? În timp ce nu putem umbla la regulile lui Dumnezeu, putem umbla la regulile noastre. Și dacă noi, după o perioadă, ne dăm seama că o anumită regulă ne încurcă, nu ne mai ajută, că regula ar trebui să ne ajute, da? Dumnezeu ne dă niște principii și noi hotărâm ce ne ajută pe noi la sfințenie. Sfințenie este un principiu care nu se negociază, da? Noi discutăm ce ne ajută pe noi în generația noastră, în situația noastră la sfințenie. Găsim câteva lucruri și putem chiar să facem niște reguli pentru o vreme care ne ajută la sfințenie. Bun. Dacă regula nu ne mai ajută la sfințenie, o păstrăm? Atunci, dacă biserica face regula, cine o schimbă? Tot biserica. Dacă în familie avem reguli divine, avem și reguli omenești. Și cine le face? A, părinții pentru cine? Pentru copii, am înțeles, da, părinții pentru copii, copiii fac regulile pentru toți, vai și amar de capul nostru, dar e bine să căutați, eu le zic copiilor, să caute în Biblie versetul acela, părinți, ascultați în Domnul de copiii voștri și fiți supuși, da? Deci, din nefericire avem și copii care fac reguli, poate și din fericire. Altcineva, cine mai face reguli? Soțul cu soția, ideal împreună. Soția le scrie, el le semnează. Corect, da, Evanghelia după lume, capitolul 17, versetul 19. Nu ar fi normal ca regulile familiei să le facem noi, să le respectăm noi și să le schimbăm noi. Știți, una din tragediile care le-am văzut eu vis-a-vis de biserici și vis-a-vis de familie, că noi am ținut mai mult la regulile noastre decât la regulile lui Dumnezeu, că noi ne-am certat, bun, pocăiții nu se ceartă, au părtășie intensivă, că noi am ținut mai mult și am avut părtășie intensivă mai mult pe regulile noastre decât pe regulile lui și că noi, în loc să, zic eu așa direct, să avem bunul simț, să respectăm regulile altora, am vrut regulile familiei mele să le impun cui? Celorlalți. Iarăși, voi fiind tineri, n-ați trăit, dar eu am trăit momente când venea câte un frate, frate, să facem reguli pentru toate surorile din biserică. De ce crezi? El nu putea să-și lămurească nevasta. Și atunci, dacă el nu putea să-i spună nevestei că n-are voie cu papuși de noi, nu știu ce, că nu-i plăcea lui, să facem noi regulă pentru toate surorile, doar cumva așa o lămurim și pe lui. Că avea el în cap, da? Bun, deci noi de la reguli nu ne certăm, nu, dar alergie la reguli careva există, care are... Nu, am înțeles că toți iubim regulile, da? Marea mea rugăminte ar fi întotdeauna să cerem lui Dumnezeu luciditate, discernământ, să vedem care sunt regulile Lui și care sunt regulile noastre. Și dacă regulile noastre nu mai funcționează cum am vrut, noi le-am făcut, noi le schimbăm. Nu-i nicio problemă să ne schimbăm noi regulile, dar să nu umblăm la regulile lui Dumnezeu. Tragedie, foarte ușor umblăm la legile lui, la regulile lui și ținem de ale noastre și încheiem, da? Bun, văd că n-avem alergie la asta. Alergie la autoritate. Există oameni alergici la autoritate.
nu știu dacă l-aș putea pune pe faraon aici, când Moise din partea lui Dumnezeu spune, așa vorbește Domnul, lasă-l pe poporul meu să plece. Știți care e reacția lui faraon? Dar cine-i Domnul? Adică cine e Domnul să îmi spună mie, să îmi poruncească mie? Cine se crede Domnul care are autoritatea peste mine? Acum așa în paranteză, când nu știi cine este Domnul, Domnul face cunoștință cu tine. N-are nicio problemă. Numai că s-ar putea când îți întinde mâna să nu o lase așa de ușor cum crezi tu, să te scuturi un pic. De vreo 10 ori să te curenteze și cu păduc și cu una și cu alta, să vezi cine este Domnul, dacă ții neapărat să-L cunoști Domnul din perspectiva aceasta. Dar, din nou, pentru că nu ne place, pentru că noi facem alergie, și haideți să nu luăm doar pe faraon, un păgân, ce zice surorile? Maria, sora lui Moise, fosta ea pocăită și serioasă. Normal, da, Aron. Și ce le-a trecut lor într-o zi prin cap? Dar cine-i Moise, bre? Dar ce, el e mai mare decât noi, dar numai el? Acum, părerea mea personală, el se leagă de felul în care s-a însurat Moise. N-avem niciun de vreun indiciu în Scriptură că Moise s-ar fi însurat a doua oară. Ea se pare că face referință că s-a însurat Moise atunci când era plecat și nu a întrebat-o pe ea, pe sora mai mare care știe tot. Și o deranja, știi ce o deranja foarte mult? Nu caracterul lui cumnată sa, culoarea. Și atunci Domnul s-a gândit, dacă nu-ți place culoarea ei, poate era un pic mai ciocolatie, uite, o să te schimb pe tine în albă, dacă ție îți place alb. Și o văruit-o cu alb. Dar uite că și în poporul lui Dumnezeu e reacția aceasta, dar de ce, frate? Și vorbesc de doi frați de corp care erau pocăiți. Vă dați seama că n-am vorbit de fiii lui Core și cu tare, Moise, dar numai tu te... Cine ești, mă, frate, să te dai tu mare între noi? Există reacția aceasta, iar în Noul Testament am aflat că între ucenicii Domnului au fost și o leacă de neînțelegeri. Dar eu am înțeles repede situația. Era un singur ștergar, era un singur lighean. Toți se înghețuiau să slujească. Și acolo bătaia începe cearta, lasă-mă pe mine că-s mai bătrân, lasă-mă pe mine că-s mai tânăr, pe tine te duc și ele. Cred că am încurcat, nu? Da, 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 s-o leacă obosit, da. Deci nu de la lighean și de la ștergar, dar de la ce? Cine să dea comenzi? Cine are autoritate peste noi? Ei săraci nici n-au fost atenți. Să nu te miri că oamenii nu sunt atenți la predica ta. Ei sunt atenți până unde le convine. Domnul Iisus spune, zice, voi muri. În momentul ăia o termina cu predica, acum deja discutau șefia. Dar următoarea frază e, după 3 zile voi învia, liniștiți-vă. Ei nu au mai auzit cu învierea, cu nimic, ei gata acolo. Întrebarea este, și dacă nu ne place autoritatea, se poate fără autoritate? Nu. În Sfânta Treime există autoritate sau nu? Sistem de autoritate. Adică cum? Ați găsit undeva vreo expresie în Scriptură spunând că Tatăl este mai mare decât mine? Domnul Iisus a spus asta. Cu durere sau cu lacrimi? Nu, cu bucurie, da? Așa a spus, da, a spus cu bucurie, fără complex, da? Și acum pentru mine este foarte interesant și asta trebuie să reținem, că eu cred că Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul sunt egali. Eu nu pot vorbi așa despre Dumnezeu Tatăl, Fiul, deși în Dumnezeu le poți vorbi fără să greșești, că oricum nu le înțelegi. Eu cred că vorbim de Tatăl și Fiul și de pe sistem de egalitate, într-un sistem de egalitate, există sistem de autoritate. Foarte interesant. În sistemul lumesc nu poți vorbi așa.
În general vorbește așa. Dar aici Tatăl 100% Dumnezeu, Fiul 100% Dumnezeu și Tatăl se supune Fiului și Tatăl îi... A, da, bun, sunteți pe fază, asta este, da. Deci Fiul se supune mereu Tatălui, da, și Tatăl îi poruncește Fiului. Păi eu cred că dacă în dumnezeire se poate, de ce nu s-ar putea la noi? De ce nu putem să găsim un sistem dumnezeiesc, da? În lumea lui Dumnezeu există autoritate. Ne place sau nu, în biserică există autoritate. Dar să ne lămurim, noi suntem frați în Hristos? Egali, spălați prin același sânge? Același Duh Sfânt în noi? Și o să ajungem în același cer? Păi dacă suntem egali, suntem frați, cum să vorbim de sistem de autoritate? Și totuși există în Scriptură niște versete, poate nu le citiți toți, Evrei 13 cu 7. Aduceți-vă aminte de mai mare voștri. Care mai mari, frate? Noi toți suntem una. Noi toți suntem una, toți suntem egali și există mai mari ai noștri. Și tot în Evrei spune că să ne gândim la mai mari noștri, să ascultăm de mai mari noștri și să le fim supuși, că cei priveghează asupra sufletelor noastre, sigur, vor și da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Asta nu știu dacă în zona voastră trebuie precizat, dar eu mai la unii tot fac precizarea că noi slujitorii nu priveghem morții. Morții vi privegheați voi. Noi vă priveghem pe voi care sunteți lângă morți. Deci noi priveghem sufletele și dacă voi vreți să privegheați coșciuguri, alegerea voastră, sau n-aveți ce face, dar noi nu ne ducem acolo, noi n-avem treabă cu mortul. Noi avem treabă cu cei care au rămas în... Și nu știu, a cui e mai ușoară slujba, are a celor care priveghează sicriu sau a celor care sunt sfâșiați lângă sicriu. Dar uite că în trupul lui Hristos există, da? Și acum știu că există și sistemul de autoritate bătrâni tineri. Tinerii trebuie să fie supuși? Cui? Bătrânilor. Și asta scrie în Biblie, da? Dar toate în Hristos. Și acum ne întoarcem la familie. Dar cum e în familie? În familie există autoritate sau nu există autoritate? Scrie asta în Biblie, că femeia să asculte de bărbat. Și bărbatul să o iubească. Asta vă place, cu bărbatul să o iubească, da? Ce am constatat eu? Deci nu se poate fără sistem de autoritate și toți iubim sistemul de autoritate câtă vreme e de la noi în jos. Deci nu cred că am întâlnit mamă care să se vaite zicând, vai frate Iuga, ce m-a nenorocit Dumnezeu, eu trebuie să le poruncesc copiilor. Vă deranjează că Dumnezeu le spune copiilor să asculte de voi? Nu, e chiar înțelept, adică bine a făcut bunul Dumnezeu. Vedeți, Apostolul Pavel mereu a lucrat cu înțelepciune, dacă ne ducem în 1 Corinteni 11, el chiar de acolo începe de la dumnezeire și spune, vreau să știți că Iisus Hristos are un cap. Dumnezeu este capul lui Hristos. Poate comenta cineva ceva aici? Nu, e bine, e hotărârea divină. Hristos este capul bărbatului. Pe care vă deranjează că Iisus Hristos vă conduce bărbatul? Deci n-aveți reacția la asta. Numai Doamne, dă, adică, da, da, da. Deci Dumnezeu când a hotărât relația în Sfânta Treime, a gândit perfect. Când a hotărât relația Hristos cu bărbat, a hotărât perfect. Când a spus copiilor să asculte de părinți, e super. Și când spune că bărbatul este capul femeii, aici deja trebuie să intrăm la limba greacă. Deci aici trebuie să-l... Frate, stai că nu e... Dar n-ați văzut că e în același lanț. Același Dumnezeu, același lanț, dar când apare
ideea de soț-soție, lucrurile acestea trebuie discutate, sau există și varianta asupra acestor lucruri, te vom asculta altă dată, dacă e mai grea decât învierea din morți. Noi nu putem schimba sistemul lui Dumnezeu. Și parcă voi ați spus că Dumnezeu când creează ceva are în vedere binele nostru. Sigur că e lumea lui, e împărăția lui, face ca lucrurile să funcționeze bine, dar Dumnezeu în bunătatea lui întotdeauna face lucrurile înspre binele nostru. Acum să ne lămurim, fraților, totuși, cum e cu supunerea, că autoritatea și supunerea merg mână-mână. Și așa, întrebare de baraj. Bărbatul trebuie să asculte de nevastă sau nu? Am înțeles, am crezut că ne putem abține un pic, dar e ok, adică na. Deci ne întoarcem la bărbați. E ok, da. Așa. Fraților, acum noi glumim ca să nu plângem. Întrebarea, bărbatul trebuie să asculte din nevastă sau nu? Da. Că unii, la modul ironic, zic ce îi reproșează Dumnezeului Avram, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale. Păi dacă e așa, toți suntem la etajul superior. Deci cum e cu ascultarea bărbatului de nevastă? Îi devine. Deci suntem educați toți. Da. Vedeți, eu nu înțeleg, numai așa că diavolul ne întunecă mintea, de ce este atât de mult bătălia aceasta? Pentru că noi vorbim de un cadru, ascultare în Domnul. Și întrebarea mea, dacă soția ne spune ceva, ne aduce aminte ceva din regulile lui Hristos, trebuie să ascultăm de ea sau nu? Pentru că noi nu ascultăm în primul rând de ea, noi ascultăm de Cel care ne vorbește prin ea. Rugămintea mea, surorilor, voi v-ați atinge scopul, menirea, foarte bine dacă voi ați fi glasul lui Dumnezeu pentru bărbatul vostru. Nu-i bine așa? Deci voi să fiți, n-am vrut să zic megafonul lui Dumnezeu, dar așa ar suna bine, voi să fiți glasul lui Dumnezeu. Și atunci ajutorul potrivit ce face? Îi amintește bărbatului ce ne cere Dumnezeu și bărbatul spune, aleluia, că am o nevastă atât de înțeleaptă care mereu îmi aduce aminte care este voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Acesta să știți că ar fi idealul și pentru părinți. Cred că am avea o altă relație cu copiii noștri, cred că de la o anumită vârstă și copiii ar înțelege altfel lucrurile. Dacă n-ar fi bătălia, eu stai că tu și trebuie să asculți de mine, așa e neamul nostru, asta e tradiția noastră, astea sunt regulile noastre, dacă noi am putea spune la modul cinstit, onest, cu dragoste, așa vorbește Domnul. Și atunci poți să discuți cu băiatul, cu fata, poți să discuți cu copiii și spui, băi, ție îți place chestia asta? Nu. Îți spui, nici mie, mă. Și să spui, ascultă, eu dacă aș putea, eu toate chestiile astea le-aș scoate din Biblie. Știi, copiii s-ar trezi un pic, așa că ne dăm noi și mai sfinți cu tare, spui, băi, copile, tu zici că nu-ți place ție, dar tu crezi că mie îmi place? Numai că nu pot schimba de ce, că nu sunt regulile mele. Unde pot să mă arăt eu iubirea ca părinte? Să renegociez sau să rediscut regulile noastre, da? Am făcut niște reguli pentru copii până la o anumită vârstă. Vedem că s-au mai maturizat copiii, s-au mai schimbat lucrurile, renegociem regulile, că sunt ale noastre, în funcție de maturitatea lor, de evoluția lor și celelalte. Dar dacă le-am pune în minte copiilor că noi nu putem negocia regulile divine, și spune, nu-mi plac nici mie, nu-ți plac nici ție, dar trebuie să le împlinim amândoi pentru că așa ne cere Dumnezeu și în loc să ne faultăm unul pe altul, hai să ne ajutăm unul pe celălalt. Deci vedeți, la modul practic, bărbatul, dacă e vorba de o cerință în Domnul, trebuie să asculte de nevastă. Dar vă întreb eu, părinții trebuie să asculte de copii. Sigur, dacă un copil este vocea lui Dumnezeu pentru părinte, părintele trebuie să asculte de copil, da?
Deci acum, surorilor, nu știu, v-am făcut viața totuși atât de ușoară. Dacă bărbatul trebuie să asculte de voi în Domnul, dacă copiii trebuie să asculte de voi în Domnul, da? Voi ați putea asculta în Domnul de bărbați. A, dacă și ei sunt glasul Domnului. Și cine verifică dacă ei sunt glasul Domnului? Normal că voi. Deci, am stat eu și m-am gândit că n-am crescut mai mare. Jucam și noi fotbal la țară, ce să joace română, da? Și la noi jucam că nu ne prindeau părinții, că noi aveam de lucru, nu aveam timp de fotbal. Dar la noi, ca meciurile de fotbal, se terminau cu meciuri de box. Era o bataie la final și tot m-am gândit de ce. Și mi-am dat seama, noi jucam fără arbitru. Că n-aveai de unde arbitru, da? Și fiecare arbitra pentru el. Și atunci cum era scandalul? Că asta a fost bară. Bara era un băz din ăla care se îndoia. Eu ziceam, a fost bară exterioară, că s-a îndoit. Nu, a fost gol, că a fost bară interioară, da? Când într-un joc, eu sunt și jucător și sunt arbitru. Acum, nu știu cum, că în viața de familie, tare mult arbitrează femeile. Și e mai greu. Eu zic să lăsăm cuvântul să arbitreze și atunci cuvântul... Bun, deci avem alergie unii, dar nu toți, unii care ne urmăresc, dar nu ne urmăresc pe internet. Avem alergie la reguli, avem alergie la autoritate, dar ajungem la concluzia că fără reguli nu poți. Există reguli în dumnezeire, în împărăția lui, în familie, în societate, există autoritate în dumnezeire, în împărăția lui, dar la sfaturi. Există cineva care are alergie la sfaturi? Iarăși depinde. Ce am observat-o la familii mai tinere, dar nu în zona asta de țară, că o cunosc foarte puțin, în partea de vest a țării există părinți care așa au crezut ei în naivitatea lor, știi, ne facem vilă cu trei etaje, că or fi copiii cu noi, da? Și, cum zice chinezul, guess what? Nu, au rămas vila cu paianjenii, cu toți, pentru că ce nu înțeleg tinerii și nu înțeleg nici părinții, le poți da etajul tot, mobilat, cu tare, să plătești cheltuieli, tinerii au o problemă medicală. Au alergie la sfaturi. Și atunci mama, pe lângă sarmale și pe lângă una, că le dă toate, din când în când mai scapă și câte o vorbă. Și atunci ăștia sunt gata să moară, că e o problemă medicală. Nu, nu, alergia asta e foarte periculoasă, îi strânge de gât sau le dă drumul să vorbească ce nu trebuie, e necontrolat. Și atunci se chinuie pe nu știu unde și vii la stăgoală pentru că nu suportăm sfaturi, da? La unii le mai trece mai târziu, la alții nu le trece. Spuneți-mi, până la urmă, putem să trăim în lume și să nu ne sfătuim unii pe alții? Dumnezeu sfătuiește? Da. Dați-mi un verset. El este sfătuitor minunat. Na, bine zici. Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Veți găsi foarte multe ocazii în care Dumnezeu sfătuiește. Dumnezeu îndeamnă. După asta veți găsi slujitorii lui Dumnezeu care sfătuiesc. Dacă mă gândesc la unul care a fost foarte elegant, se duce în fața împăratului, trebuie să traducă un mesaj foarte urât, neplăcut pentru împărat, dar știți ce spune slujitorul? Împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, rupe-o cu nelegiuirea și poate că Dumnezeu îți va prelungi fericirea. Păi și împăratul nu putea, cum adică el să fie sfătuit, da? Că el are sfătuitorii lui. E interesant să ne uităm așa la sfaturi, cum suntem sfătuiți, dacă avem alergie și aici avem o altă problemă. Sigur că există sfaturi medicale, există sfaturi de la specialiști și erau foarte multe sfaturi băbești. Astea erau foarte tari. De asta sunt amintite în Scriptură.
Deci chestiile sunt amintite în Scriptură. Chiar am luat o expresie zilele trecute și astea cu sfaturile, băbești și nu știu ce, atâta se potrivesc cu internetul, frate. Ăștia de pe internet sunt experți, da? Credeți că există vreo diferență între sfaturi și porunci? Deci, dacă avem alergie la sfaturi, la porunci, cum stăm? Alea sunt obligatorii, n-avem alergie. Da, am înțeles, da. Dumnezeu poruncește, Pavel poruncește, lui Timotei poruncește să poruncească și toate aceste lucruri, da? E interesant să ne uităm la poruncele lui Dumnezeu, care dispar sau nu dispar în Noul Testament. Chiar Mântuitorul spune că poruncele lui nu sunt grele și ar trebui să le îndeplinim cu ajutorul lui, da? Mă gândesc dacă sunt oameni care au alergie la lucru. Vă referiți la lucru din punct de vedere fizic sau spiritual? Știți că muncă este și într-o parte și în alta. Este, va vedea rodul muncii sufletului lui și există muncă din punct de vedere fizic. Oare în biserică au existat vreodată leneș? Cel puțin în poporul lui Dumnezeu în trecut erau leneși, de asta Solomon s-a gândit să predea o lecție și i-a trimis pe oameni să vadă un film. Da, se numea Furnica. Du-te și vezi filmul Furnica și învață de acolo, da? În Noul Testament au fost frați foarte spirituali care și-au spus, vine Iisus. Vine Iisus. Și dacă vine Iisus, să mâncăm, să ne distrăm, că mâine vine Iisus. Și Apostolul Pavel le spune că noi trebuie să muncim, muncim și din punct de vedere spiritual și spune, noi muncim în adevăr pentru că ne-am pus nădejdea în El, iar din punct de vedere al muncii fizice, muncii intelectuale, muncii pentru viața aceasta, Mântuitorul a stabilit o regulă. Cine nu vrea să muncească, nu cine nu poate, cine nu poate este altceva și oamenii care nu pot trebuie ajutați, dar cine nu vrea să termine și cu cheful de mâncare. Nu vrei munca, nu vrei. Foarte interesantă chestia asta cu munca. Mai în București n-ar trebui să vorbești despre asta, că unii aglomerați. Dar eu mă mai gândesc din când în când la ceea ce spune Pavel. El spune că am venit în lume aducând nimic. Corect? Cam cât sunteți în situația asta? Că venind în lume ați adus material zero. E bun. Și vom pleca din lume luând zero. Deci aș fi cinstit dacă aș spune că viața noastră este între două zerouri. Am adus zero și plecăm cu zero. Și care aveți zero astăzi? Nu, astăzi avem zero? Nu, deci noi am venit cu zero, plecăm cu zero, dar suntem pe plus. V-ați gândit vreodată cum? Și e clar că Dumnezeu a găsit modalitățile Lui. Ne-a purtat de grijă prin părinți, prin nu știu cine cu tare, dar n-ar trebui să uităm că am venit cu zero, plecăm cu zero și să ne întrebăm cât ne ajunge între cele două zerouri. Azi am primit un telefon, era salvat numărul, o soră din biserică, și îi răspund și spune, frate păstor, Fane a plecat. Cine-i Fane? Un om care a muncit toată viața. S-a zbătut enorm de mult. Și în urmă cu câteva timp am trecut pe la ei și o zis, frate păstor, ne-am hotărât să o lăsăm mai moale, cu tare, că avem și noi o vârstă. Și pe când s-a hotărât să o lase mai moale, a plecat a să mai rezolve ceva și s-a așezat pe un scaun și a plecat. Tot cu zero. Ar trebui să ne gândim, noi să știți evanghelici, eu mă gândesc la aspectul acesta, noi am fost tare prinși de duhul acesta al materialismului.
Unul din primele lucruri care le-am învățat când m-am dus în străinătate, nu o să dau chiar nume, mi-a spus o scăfrante pe care vezi cum merge așa, ori trebuie să fie ceva mare, multimiliardar, ori român. Bine, totuși cea mai faină chestie a fost, mi-a spus cineva, zice, frate, știi care e concursul cel mai tare la noi? Cine parchează în parcarea bisericii cea mai tare mașină furată? De asta nu se spune, că poate se aude pe internet. Partea cealaltă, eu așa le mai coleg de prin lume, că frații se mai spovedesc. O că, frate, pricep cum îți numeri la noi la mașini? Nu. Ce la noi nu poți sfenta. Nu poți avea o mașină veche, pusă bine la punct, nu știu ce. Că la noi, în numărul de matriculare, apare anul mașinii. Și atunci zice, care-i bolunzeaua noastră? Care-i nevoie? Atât alergăm și facem ca primul să fiu eu care am parcat în curtea bisericii cu 24. Și apoi că ne mai înșelăm unii pe alții, mai cu tare. Băi, trebuie pentru tipul nou, trebuie să... Na. Și atunci atât cu măgărușul, cu asta... Dar, și ne plângem că nu avem timp de noi, că nu avem timp de sufletul nostru. Mărturisea un frate foarte deschis și cu durere. Dar uneori durerea nu este suficientă. O zis, frate, știți că am fost într-o perioadă foarte delicată, atunci am citit Biblia din scoarță în scoarță. Atunci, într-o perioadă scurtă, am citit toată Biblia. Ce cred că au trecut 8 ani de atunci, dar nu cred că am mai citit în 8 ani odată Biblia. De ce? Pentru că alergăm, muncim, da? Unii fac alergie la lucru, alții fac alergie la sfaturile lui Dumnezeu când este vorba de lucru. E clar că Dumnezeu este pentru muncă, dar este mereu pentru o muncă echilibrată. Și dacă unii nu știm ce înseamnă suficient, atunci ne spune cuvântul, dacă avem ce mânca și ce îmbrăca, ne este îndeajuns. Cu precizarea că dacă avem ce mânca astăzi, că mâine nu e a nostru, păi se ferească Domnul congelatoarele noastre, cămările noastre. Deci eu am zis că la român, dacă procedau să ne închidă 2 săptămâni, 3 atunci, că zicea cu COVID-ul că dacă ne închide, am zis, bă, dar cel mai simplu, închide, ține 3 săptămâni, am salvat planeta. Eu am un obiectiv care nu cred că îl pot atinge în viața asta. Aș vrea într-o zi să văd frigiderul gol și cămara goală. Se anunță foamete? Soră, la unie lungă trebuie să fie foamete. Pentru că nevasta, vai, când ne-a uscă, gata, la toamnă nu mai pun. Bine, nu pune din asta, pune din aia altă. Și apoi nu punem, dar nu poți pune 2-3 borcane. Pui, frate, să fie pentru noi, neamul nostru și toate celelalte. Bun, deci... Da, dar nu uitați că între 0 și 0 ne trebuie mâncare pentru o zi și câte rânduri de haine? 2. Dar de unde ai scos 2? Nu? Nu, sora a vorbit biblic. Cine are 2 să... Da, deci să dea la celălalt. Eu m-am gândit la multe chestii pentru afaceri, nu mi-am băgat capul în afaceri, că am zis că să nu mă încurc cu așa, dar am idei de afaceri, dar prin ce aș fi dat o legătură? Vă pot da idei de afaceri, chiar public, și dacă vă iese, eu vreau din profit 0,00000001%, nu contează cât zero am zis. Deci una din idei e să fac un gelicar. Adică o mașină tip geli, știi, care se strecoară printre mașini, se lungește, se subțiază, se întoarce pe după din asta. Deci, dacă vă iese, e așa. A doua, un pic mai simplu, este lucrez la un fermoar. Nu la gură. La burtă. Mănânci cât vrei și când nu mai îți place, deschizi, scoți colacii, arunci la câini și tragi fermoar înapoi. Câțiva ați cumpăra, hă? Da. Bun. Lucrez și la serviciu pentru bărbați.
Deci lucrez la serviciu pentru bărbați. Cam așa ar fi serviciu, dar mai adun idei. Să meargă la lucru când vrea nevasta, să stea la lucru cât vrea nevasta și să aducă bani acasă cât vrea nevasta. De, cam cum ar fi? Să te duci la lucru după ce ai dus copiii la școală, la grădiniță, nu știu ce, te duci până ies copiii de la școală ca să iei, între timp mai faci aprovizionarea și dacă pentru început vii cam cu 5.000 de euro, oare ar fi ok? Încă lucrezi la asta, deci poate pentru nepoții mei o să vedem. Dar cu ce cred eu că aș fi dat lovitura cel mai tare? Dacă aș avea rețeta manei. Să mănânci 40 de ani aceeași mâncare, să nu te îmbolnăvești, să n-ai probleme cu colesterolul, cu... ce zice surorilor? Siluietă, siluietă, da? Da, dar știți care e problema? Alea care au mâncat 40 de ani mană, au fost 40 de ani cu aceeași rochie. Deci lasă, frate, că avem rețetele noastre, am înțeles, da? Bun. Alergii la responsabilități sunt? Nu. No. No. Tinerii sunt responsabili, familiștii sunt responsabili. Vedeți, și aici avem responsabilități stabilite prin cuvânt. Dumnezeu chiar ne vrea responsabili. Dumnezeu ne cere să fim responsabili și ne spune care ne sunt responsabilitățile. Ce responsabilități avem ca cetățeni ai țării? Ce responsabilități avem ca parteneri în viața de familie? Spune care sunt responsabilitățile soțului, care sunt responsabilitățile soției, a părinților. Avem responsabilități în biserică și sigur că putem să stabilim și noi anumite responsabilități, dar acestea sunt ca și la celelalte responsabilitățile pe care ni le asumăm de comun acord. Dar nu putem negocia responsabilitățile care ne redă Dumnezeu. Totuși am o întrebare. Dacă Dumnezeu îmi cere mie să fiu responsabil, nu pot delega responsabilitatea? Că eu am darul ăsta de a delega. Îmi cere mie, dar eu deleg altora, da? Ei, dragii mei, că vreau să vă las și vouă un pic de timp pentru întrebări sau comentarii și pot să iau eu notițe. Și mă gândeam, chiar aici stând pe bancă, oare sunt oameni, poate se leagă de responsabilități, sunt oameni care fac alergie la a da socoteală? Să nu-l tragă nimeni la răspundere. Cred că la România asta nu-i. Să spui tu unde ai fost, ce ai făcut. Da? Numai întrebarea mea, și dacă nu ne place să dăm socoteală, nu să dăm socoteală? Pentru că dacă nu dăm socoteală astăzi, dăm socoteală mâine. Și dacă nu dăm socoteală acum, dăm socoteală când s-ar putea să fie prea târziu. Că dacă dăm socoteală doar la ultima dare de seamă, acolo nu se mai poate schimba nimic. Să știți, chiar ar trebui în trupul lui Hristos să dăm socoteală unei altora. Să ne mai întrebăm unii pe alții, dar cu dragoste, cu înțelepciune, în ideea de a ne ajuta, că nu suntem noi judecătorul cel drept. Noi suntem frați și surori care ne ajutăm unul pe celălalt să ajungem bine în fața judecătorului drept. E foarte greu pentru unii să dea socoteală în fața soției, să dea socoteală în fața soțului. Pentru că atât de mult ne-am obișnuit cu ideea aceasta că e viața mea și fac cu ea ce vreau, iar unii care sunt foarte spirituali, ei dau socoteală numai înaintea lui Dumnezeu. Dar nu găsești lucrul acesta în Biblie.
Găsești oameni sfinți care au dat socoteală în fața altora și apostolul Pavel, mai ales când e vorba de finanțe, dacă vă aduceți aminte, că apostolul Pavel, fiind înștiințat prin Duhul lui Dumnezeu că vor veni vremuri de criză, de ce trebuie atunci să te înștiințeze un profet cu un an înainte? Nu era frate cu bănci, cu carduri, cu toate, eram fiecare cu gâștele noastre, cu găinile noastre și profetul spune, vezi că în zona aceea o să fie mare foamete. Și frații se simt responsabili și atunci facem strângere de ajutoare, facem colectă, fiecare pune deoparte azi un pic, nu știu ce, că după asta nu facem transfer, apoi trebuie să găsim pe cine se trimite. Dar apostolul Pavel își face o echipă foarte serioasă de oameni care sunt recunoscuți de biserică și el spune foarte clar, el dă socoteală și spune vrem să lucrăm cinstit și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ascultați-mă, convingerea mea, când poți să ții fruntea sus în fața lui Dumnezeu, n-ai nicio problemă să le spui oamenilor ce ai făcut. Dacă ești încurcat înaintea lui Dumnezeu, ce să ne mai spui oamenilor, da? Spuneți-mi în general așa, alergiile sunt contagioase? Nu. Alea. La polen, la... de-aia asta de care am zis eu. Se mai iau așa de pe la soacră, la nevastă, la... Da. Tratament există pentru alergii? Există. Tot la Domnul Iisus. Tot cu pocăință, cu smerenie, îl recunoaștem pe El, recunoaștem că El ne iubește, ne cere iertare și... ne întoarcem acolo unde trebuie să ne întoarcem, unde ne-a așezat Dumnezeu. În seara aceasta o să ne rugăm, poate să ne rugăm, unii o să ne rugăm pentru reacție alergice. Unii n-au o stare de alergie permanentă, dar au reacții. Numai că reacțiile acestea ne arată ce e în inima noastră. Unii tot timpul sunt alergici. Deci la ei sezonul e 24 în 24. Și eu cred că cea mai mare alergie care o putem avea este alergia la cuvântul lui Dumnezeu. La legile Lui, la poruncile Lui, la sfaturile Lui, la îndemnurile Lui. În momentul în care nu-L mai recunoști pe Dumnezeu ca autoritate supremă și nu mai recunosc că ce face Dumnezeu face din dragoste și pentru binele meu, mereu o să fie reacție. Mereu o să fie reacție. Din nefericire, poporul lui Dumnezeu este plin de astfel de reacție. Dumnezeu îi cere ceva și imediat apare o reacție urâtă din partea poporului care a fost salvat, care a fost binecuvântat. Dar înainte de rugăciune, cum v-am promis, dacă aveți sfaturi, întrebări, recomandări. E bine că n-aveți, înseamnă că le aveți toate clare. Până unde trebuie să se supună o femeie credincioasă unui soț necredincios, mai ales când se comit abuzuri? Vorbim de principiile lui Dumnezeu sau de regulile noastre? De principiile lui Dumnezeu. Principiile lui Dumnezeu nu pot fi schimbate. Și sună foarte urât într-o societate ca a noastră să vorbești despre niște lucruri din Biblie care nu se schimbă. Pe de o parte m-aș bucura să spun... că aplicăm sfaturile din epistole, iar sfaturile din scrisori sunt așa, către cei care au fost sfințiți, către cei sfinți, și atunci mi-ar plăcea următoarea idee, că soția sfântă se supune soțului sfânt, care urmărește sfințenia. E faină perspectiva asta și ar trebui să fie, mă încurcă pe mine un pic Petru, că Petru spune tot astfel nevestelor. Acum mie îmi place să o lungesc aici, tot astfel, adică la fel ca cine.
Eu v-am citat din capitolul 3, dar o să vă aduc aminte în capitolul 2. În capitolul 2 se vorbește despre supunerea cetățeanului față de autorități. Și foarte interesant, creștinul trebuie să se supună autorităților. Vă aduceți aminte cumva motivația? Cu sabia? Nu, să știți că nu-i cu sabia. În primul rând, nu-i cu sabia. Dați-mi o Biblie, că mi-am uitat Biblia, ca să nu vă pun pe voi să citiți. Da, uite aici, nu-i alta ca ea. Și o să deschid eu, pe acolo, pe la Petru. Da, uitați. Vorbesc din 2 cu 13. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești. De ce? Ascultați motivația. Pentru Domnul. Atât împăratului ca al stăpânitor, cât și dregătorilor ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele, să laude pe cei ce fac bine, da? Eu m-aș fi așteptat să spună, fii supus împăratului pentru că împăratul e bun. Ascultă de guvernator pentru că guvernatorul e bun. Aici n-ar nicio treabă. Dimpotrivă, uite, n-am vrut să citesc versetul următor, căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Sper că nu se referă la ei dinainte, că ăștia sunt neștiutori și proști. Deci dacă mi-ar da motivația cumva, ești neștiutor și proști, dar tu să le fii supus, ce alergie aș face, frate, că nu știu dacă ar fi tratament, numai bâta, da? Domnul a spus că, Viorele, tu să fii supus pentru Domnul, de dragul Domnului. Interesantă perspectivă. Mă supun legilor bune din România, că eu tot așa zic, bune, în primul rând pentru Dumnezeu, nu pentru că avem guvern bun. După asta spune, da, sunteți liberi, dar purtați-vă ca niște oameni liberi, slobori, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Iar apelează la identitatea mea, că eu sunt robul lui Hristos. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, trebuieți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăraților, slugilor sau angajaților, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor care sunt blânzi și buni, ci și celor greu de mulțumit. Deci există patron greu de mulțumit. Hai să fim serioși, nu există, da? Căci este un lucru plăcut dacă cineva ca să facă pe placul patronului sau cum? Pentru cugetul lui față de Dumnezeu. Iar intră Dumnezeu în ecuație. Deci eu la locul de muncă trebuie să mă comport datorită faptului că sunt copilul lui Dumnezeu. În societate mă comport pentru că sunt copilul lui Dumnezeu. După asta vine o chestie care m-a dat peste cap de tot, 21, că la aceasta ați fost chemați. Bine, 20 spune în adevăr ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți spălmuiți când ați făcut rău, dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut cui? Iar e Dumnezeu în ecuație. Și apoi spune, la aceasta ați fost chemați. La ce am fost chemați? Nu, de-aia am crezut că noi am fost chemați să moștenim binecuvântarea, o viață și la asta. Sora zice că am fost chemați să suferiți. La aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a dat o pildă. Ce înțeleg? Hristos a suferit să mă învețe cum să nu sufăr. Cum să sufăr? Voi îmi stricați toată seara. El n-a făcut păcat. Nu, spune, v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. Nu e vorba despre el. El n-a făcut păcat. În gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori. Când era chinuit, nu amenința. Pe ce făcea Iisus? Se supunea? Păi și aici intră iar Dumnezeu în ecuație. Că tot ce a făcut Hristos n-a avut în primul rând de a face cu batjocoritorii, ci cu relația lui cu Dumnezeu.
El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți de față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rândul lui a fost vindecat, erați, dar acum v-ați întors. Da? Și apoi vine treiul, care mă încurcă pe mine, tot astfel nevestelor. No, tot astfel ca cine? Că v-am dat cel puțin trei categorii. Cetățeanul care se supune, sluga care se supune sau Hristos care se supune. Voi ca cine? Sora a luat categoria a patra, ca Sara. Dar din astea trei, care ați alege? Băi, surorilor, voi chiar sunteți deștepte. Spui, frate, eu nu mă supun ca cetățeanul, eu nu mă supun ca sluga, eu mă supun ca Iisus Hristos. Felicitări, spor la lucru. Ei, unde mă încurcă pe mine? Și aici poate mă lămuriți voi, că v-am spus, cu alte epistole ar fi mai simplu. Tot astfel nevestelor, astea erau pocăite, nu? Normal, din biserică. Fiți supuse și voi cui? Nu la toți bărbații. Numai bărbatului tău. E suficient. Nu, dar, soră, de ce nu privești pozitiv? Poți deveni cel mai tare om de afaceri din România și să ai 10.000 de bărbați angajați. Are dreptul sora. Îi poate comanda pe toți. Da, sigur, da, auzi, crede că da. Nu, dar ai dreptul să-i comanzi pe toți dacă ești patroana. Întrebarea, ce faci când îi lași la fabrică pe aia 1.000 și vii acasă la bărbatul? Îl comand și pe el. Păi, dar normal, frate, dacă comand 10.000, nu sunt stare să... E, ce n-ai înțeles, matale, din Scriptură? Că nu trebuie să te supui niciunui bărbat decât dacă el e vocea lui Dumnezeu, dar lui Ivan Ivanovici a tău, cât ar fi de blec, trebuie să te supui. Că le... Îl face pe el angajat și îl ține numai la fabrică. Asta chiar cred că ar fi un mare pericol. Nu știu dacă ar fi femeie, poate că sunt femei care ar avea potențialul acesta, la fabrică să fiu patroană și acasă să fiu soție. Spui, domnule, stai un pic, fabrica e fabrică, bun, dacă bărbatul e angajat, îl poți purta ca titirezul, că e angajat, e altceva. Dar când ai intrat acasă, că vedeți, asta trebuie să înțelegem noi în societate. Eu, când predic eu în biserică, unde sunt păstor, da? Dacă, nu știu, am 10 medici în biserică, ei tac și eu vorbesc. Când intru eu în cabinetul medicului, eu nu mă duc acolo ca păstor. Eu acolo mă duc ca pacient și acolo tac eu și vorbește el, da? Pentru că se schimbă autoritățile în funcție de... Deci asta ar putea fi. Deci uitați, vestea bună, voi numai bărbaților voștri pe care i-ați ales lucide și în deplinătatea facultăților mentale. Eu a schimbat, să știi, la nuntă. Deci întrebările le-a schimbat. Pe unii aș pune să facă niște teste psihologice înainte. Și i-aș întreba în ziua nunță, frate Ionuț, ești limpede la minte? Știi ce faci? Te-ai informat, știi la ce te angajezi. Da, adică, soră, ești în deplinătatea? Ai luat ceva boabe până acum sau ești lucidă? Că... Știți că noi trăim și după nuntă chestii și atunci, nu, cred că întrebările ar fi mai serioase. Ne întoarcem, tot astfel nevestelor, deci la fel ca și Hristos, da, zic și eu, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, dar ce bărbați aveau astea? Nu erau. Cum? Nu erau. Nu erau chiar ok, eh? Zice, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul. Deci, prima parte, înțeleg că unii ascultă cuvântul. Acum, dacă bărbatul ascultă cuvântul, soția se supune bărbatului care ascultă cuvântul. Păi logic, dar dacă nu se supune bărbatului care ascultă cuvântul, ea nu se supune cui? Cuvântului și lui Hristos, da? Deci cu asta e mai ușor, deși nu e ușor, da? Dar uite că unii nu ascultă Biblia. Și ce le cere
Petru. Să te supui bărbaților, dacă nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără, dar nu-i fără cuvântul lui Dumnezeu. V-ați observat? Dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvântul cui? Nu, că nimeni nu poate fi câștigat fără cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine aici, cuvântul nevestelor. Ar fi o chestie, am pus ciocul mai mic sau ceva, dar nu pot spune asta chiar în biserică, știi? Să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când bărbații vor vedea felul vostru de trai curat și în temere și podoaba voastră, să fie omul ascuns al inimii și toate celelalte, că așa se împodobeau femeile de odinioară care nădăjduiau în Dumnezeu. Acum, pentru mine, vedeți ce încerc eu să le spun tinerilor, uneori și fetelor. Nu știu cât mă bagă în seamă. Că Biblia totuși a fost scrisă înainte de a se mărita ele. Câte credeți că Biblia a fost scrisă înainte de a vă mărita voi? Da? A fost. Și a și citit-o? Ați băgat-o în seamă? Deci voi v-ați prins că ăla pe care îl luați o să fie capul vostru? Ați fost depline încredințate. Și acum de ce comentați? Păi da, deci eu le spun, bă, Biblia a fost scrisă înainte, când te măriți tu nu se schimbă Biblia. Doamne ferește, mă scuză băieții, nu există așa, dacă Tolomac îți iei, Tolomac îl ai, adică ce să da, da. Unele, dar nu din zona asta, le place că îl pot purta de nas cum vrea. Ce nu-i în stare de nimic, de așa ca mieluțul, îl dirijez cu tare. Da, dar titirezul ăsta, după ce ai semnat, devine capul. Zice, ferească Domnul, pe nu se poate conduce pe el. Noi nu-i nimic, acum vă conduce pe toți. Acum, care e întrebarea mea, surorilor? Femeile astea de aici, cum s-au pricopsit cu astfel de bărbați? Cum o femeie credincioasă are bărbat care nu respecte Biblia? Uite, o variantă logică. Amândoi au fost necredincioși, s-au căsătorit, cum spunem noi, cum au știut ei în lume, între timp sora a auzit cuvântul și a hotărât să se convertească și acum trebuie să aplice noi regulile lui Hristos. Ți-a spus cineva vreodată că te poți lăsa de Hristos? Nu. Îți spun eu. Deci dacă nu-ți convin regulile lui Hristos și spui, Iisus, eu n-am fost conștientă că trebuie să respect regulile tale, te poți lăsa când vrei. Doamne ferește! Deci nu, ia de Hristos, nu, nu. Ei, dacă ești cu Hristos, respecti regulile Lui și acum ce poți face prin trăirea ta, prin toată aia, să-L ajuți și pe celălalt să vină lângă Hristos. Va însemna asta dureri, lacrimi, suferință? Categoric, da. Pentru că ascultarea implică suferință și în cadrul relațiilor sfinte. Pentru mine este uimitor să văd că Iisus ascultă de Tatăl, că Tatăl nu-i cere niciodată Fiului ceva greșit, și ca Fiul să asculte de Tatăl, trebuie să îndure și să sufere. Și atunci eu spun, bă, fetelor, noi nu suntem Dumnezeu, noi chiar greșim. Și le spun băieților, dacă și Fiului i-a fost greu, adică a trebuit să sufere, cum vă imaginați că nevestele voastre o să fie supuse fără să sufere? Aici ar trebui să fie înțelegerea noastră. Deci varianta asta cumva este, să zic așa, cea mai scuzabilă, că... Dar întrebarea, dacă ai crescut în biserică, l-ai cunoscut pe Hristos și acum ți l-ai luat pe Ivanovici, că el e mai pocăit ca pocăiții, nici nu bea, nici nu dohănește. De ce te miri că ai intrat într-un jug nepotrivit și acum jugul ăsta te jenează? Nu, ai intrat într-un jug nepotrivit, îți asumi.
Și atunci spui, Iisuse, făcui greșeala, acum ajută-mă să-mi porc crucea, mântuiește-l cât mai repede, dacă nu du-l la tine, eliberează-mă. Adică cu Domnul, da, de ce? Că cu Domnul poți discuta orice deschis. Bun, să n-audă bărbatul când zici chestiile astea, că nu știu dacă așa îl convertești. Că există rugăciunea din cămăruță și există rugăciunea publică. În rugăciunea publică numai, mulțumesc, Doamne, pentru nevastă, e harul Tău, e binecuvântarea Ta. Ce discuți în cămăruță, aveți grijă să nu vă bagi microfoane la locul de rugăciune. Că atunci, da? Ar mai fi și varianta, iarăși tragică, să zic când amândoi au fost credincioși. Că de ce să nu recunoaștem? Amândoi au fost credincioși, amândoi au zis că i-au călăuzit Domnul, și după 3 ani lui vin gărgăuni la cap și tu rămâi cu Domnul și el cu... Bun, ei, vedeți, ăsta e cadrul pe care nu-l putem schimba. Ne place sau nu putem elimina rănile, nu putem elimina durerea. De ce? Pentru că nu poți să-l ai pe cel drag lângă tine altfel și să fii bucuroasă, să fii. Normal că s-ar putea să fie jigniri, s-ar putea să fie răni și toate celelalte. Vă place versetul acela, suntem tămăduiți prin rănile Lui. Deci dacă Iisus Hristos n-ar fi răbdat, noi n-avem nicio șansă. E, dacă aș aplica asta la un bărbat și aș spune, dacă ți-ai salva nevasta prin rănile tale, că mai înghiți, mai suferi, mai rabzi, mai plângi, și dacă asta ar contribui la salvarea nevestei tale, ar merita să suferi? Continuați. Mă refer la... Da. Se mai repet pentru surori sau nu? Se merită, mai ales când nu suntem în situație, e ușor să zicem, se merită. Dar în același timp, întrebarea fratului de fapt era, este o limită. Ei, ce vreau să vă spun, că noi trăim într-o societate și suntem chiar favorizați, că există protecție socială. Nu cu foarte mult timp în urmă, protecția socială era pumnul și parul nu știu care. Și atunci noi întrebăm ce înseamnă supunere, ce înseamnă abuz, ce înseamnă viață de familie și ce înseamnă bătaie de joc. E doar înțelegerea mea, că nu știu să vă spun, deci vă dați seama că nu sunt un expert în nebuniile tuturor, că n-ai cum, doar mă rog și eu le creionez și ce le spun oamenilor, eu le spun, împlinește unde Biblia e clară. Unde nu e clară, te rogi lui Dumnezeu, eu îți dau un sfat, dar nu vin eu, că așa vorbește Domnul, că nu vreau să pun niciun jug pe care nu-l poate purta nimeni, dar nu vreau nici să vă dau niște libertăți ca să fiu responsabil înaintea lui Dumnezeu. Și atunci mă gândesc la Apostolul Pavel, care în Corinteni are situație de genul acesta. Cei din Corint aud Evanghelia și se pocăiesc. Aude poate familia sau cineva, se pocăiește sora, dar nu vrea bărbatul. Și întrebarea este, ce fac acum? Divorțez de bărbatul meu, că el nu vrea să se pocăiască. Și Pavel spune, nu. Dacă el vrea să rămână în continuare, rămâi în continuare, că tu nu te desparzi de Hristos, că rămâi familiste. Sau dacă ea vrea în continuare, nu te desparzi de ea. Dacă celălalt vrea să plece, ce faci? Păi dar n-ai cum să-l ții cu pușca, da? Că a plecat, că e cel necredincios. Și aici ne jucăm noi cu termenii. Întrebarea mea, oare ce avea în minte? Dacă celălalt vrea să rămână ca familist sau vrea să rămână să-și bată joc de tine? Că în lumea asta nebună, cineva poate spune așa, dar nu divorțez, că dacă divorțez nu mai pot face nimic. Dar dacă rămân bărbatul tău, te bat zi și noapte că îți bărbatul tău și îți chestie de familie. Numai Dumnezeu poate lumina pe cineva ce să facă în cazuri de abuzuri. Dar Dumnezeu poate. Și ascultați-mă, surprinzător, poate pentru noi n-ar trebui să fie surprinzător, încă mai sunt oameni salvați prin rănile altora. Dacă v-aș mărturisi ca păstor,
Eu am auzit cazuri în care, știți ce gândeam înăuntru meu? Mă, de ce nu-l omori? Știi că divorțul e păcat de moarte, dar crima nu. Da, bă, nu înregistram. Păi da, nu, dacă e crimă, nu te iartă Dumnezeu dacă te pocăiești. Nu, pune ceva în ceai și numai să nu te prindă ăștia și ești liberă ca pasărea celui. Da? Adică e foarte interesant lucrul ăsta. Deci eu ca om mă gândeam, de ce nu l-am împușcat, de ce nu l-am otrăvit cu tare? Dar am găsit oameni care au avut convingerea aceea, ori bărbați, ori femei. Frate, e familia mea, e soția mea, fac asta de dragul Domnului și știți care e partea frumoasă? Că am văzut și rezultate. Și atunci, aici ar trebui să ne gândim foarte serios, să nu judecăm prin prisma momentului. Că nimănui nu-i place greu, toți avem mofturile și pretențiile noastre. Numai, știți ce mă gândesc eu? N-aș vrea să fiu un papuci cuiva. Eu te sfătuiesc pe tine, soră, și așa ai purtat crucea prea mult, fă-i papuci și fii liberă în Hristos. Până la urmă mă asculți că ți-am dat o dezlegare, poate trece o jumătate de an, poate trece un an. Și vine unul în față sau una în față și face o mărturisire și spune, fraților, mi-am bătut joc de nevastă mea 22 de ani. Tu zici, ăsta e exact ca a meu. După 22 de ani și 6 luni m-a trezit Dumnezeu. Și acum nu știu cum să-i mulțumesc lui și nevestei mele că m-a scos din iad. Și tu stai pe bancă și spui, mă, dacă eu mai răbdam 6 luni, oare nu eram și eu cu mărturia? Dar cine m-a pus? Eu au zis că ai suferit prea mult. De asta, să nu vă permiteți niciodată să cântăriți durerea omului, să nu vă permiteți să apăsați în durerea omului și să nu vă permiteți să dați dezlegări unde Dumnezeu nu dă dezlegări. Convingerea mea, oamenii, în relația lor cu Dumnezeu, bună sau mai puțin bună, vor lua decizii. Că le spunem noi, că nu le spunem. Ei iau decizii și își asumă consecințele. Dar ei trebuie să și le asume pe convingerile lor, pe conștiința lor și pe facturile lor. Și atunci, când vine factura să o plătești, nu mai zici că ăla spui, băi, am hotărât eu, în loc să plătesc rata aia, plătesc rata asta. Nu știu, de asta eu nu mă bag în economia lui Dumnezeu. Dacă mă întrebați pe mine, din punct de vedere biblic, eu nu găsesc motiv pentru divorț. Nu am găsit motiv pentru divorț din punct de vedere biblic și am putea sta aici vreo 2 ore și să vă arăt că eu vă conving pe voi, nu voi pe mine. Dacă mă întrebați, bun, și dacă cineva a trecut prin experiența aceasta, trebuie biserica să o slujească? Sigur că da, adică noi suntem acolo și pentru cei îndurerați, nu putem schimba Biblia, nu înseamnă că de azi înainte eu voi predica, nu cumva să te supăr pe tine că ai tu o sensibilitate. Frate, eu nu schimb Biblia pentru tine, plângem cu tine, ne bucurăm cu tine, dacă Domnul îți dă har, slăvit să fie Domnul, dar Biblia rămâne Biblia, așa că de ce trebuie tot eu spun tinerilor, băi, așa să vă căsătoriți ca să nu se pună astfel de probleme. Iar dacă se pune problema așa, nu dați atât de ușor cu piciorul într-o relație. Eu nu știu, cei care sunteți aici, dar nu vreau să vă întreb, ați fi avut motive de divorț? Păi dacă noi căutăm motive de divorț, eu cred că am putea găsi vreo 5 pe zi. Dar, și știți cum e, eu am și următoarea convingere. Dacă unui bărbat pocăit chiar e greu și e greu, nu-l poate scăpa Dumnezeu de greul ăsta? Ce ziceți? Mă întorc la fanea meu. S-a dus, s-a așezat pe scaun și sora e liberă ca pasărea celui. Nu trebuie nimic, da? Dacă Dumnezeu vrea. Deci dacă la un bărbat e atât de greu că nu mai poate purta, Dumnezeu îl poate elibera într-o secundă. Nu trebuie să dea tramvaiul, nu trebuie să vină rușii, nu trebuie bomba atomică, să oprește ce trebuie și a terminat. Dacă Dumnezeu vrea să o elibereze pe o femeie, nu poate elibera? Bun, și întrebarea mea este, și dacă Dumnezeu nu te eliberează încă, n-are ceva de lucrat în viața ta? Că s-ar putea când ajungem în veșnicie să le mulțumim partenerilor cel mai mult
pentru greutățile care ne le-au făcut. Știi că toate greutățile care le purtăm cu demnitate adaugă la slavă, la binecuvântare și o să zicem, nevastă, țucate, aș vine să spăl picioarele, eu acum stau la 5 stele datorită ție. Că dacă tu nu mă nenoroceai atâta, eu n-aveam râvnă pentru Domnul să fac cu tare, dar cât te-am răbdat eu pe tine și cu tare, bunul Dumnezeu, ia că aici m-a adus. Asta e convingerea mea, care nu-mi cunoașteți nevasta. Când ajungeți în cer, vă uitați după una cu o cunună că abia o ține pe cap. Aia e nevastă mea. Nu, să nu intrăm în detalii, nu. Eu nu știu dacă ea pricepe, dar eu am explicat, am zis, bă, fată, de ce te-ai măritat cu mine? Că Domnul te-a iubit dintotdeauna. Și a zis, băi, dacă îi dau eu lui Didina să, o misiune în Africa, asta se duce, se ocupă de orfani. Acum Domnul vede cât muncim de cunună, s-a uitat la cunună, o zis că nu, pentru Didina e cunună prea mică. O zis să fac eu nu știu ce, s-a uitat, o zis că e bun, dar e cunună prea mică. Și atunci Dumnezeu a zis în înțelepciunea lui, Doamne, o zis, dacă îl dau pe Iuga ca bărbat și îl rabdă pe ăsta până la capăt, o dat lovitura. O zis unul, că am zis, băi, normal că din ce fac eu are parte și nevastea mea, că nu pot face fără ajutorul lui. Dar el ca să o scă, 90% frate, din lucrarea dumitale a lui nevasta, zice. Bă, zicea, cu 10% am rămas. Să ia tot, că și așa, e a mea și îmi place de ea. Și eu știu dacă o să primești ceva cu nun în cer, știți ce fac cu ea? Am hotărât de mult. Eu dau lui Iisus. Nu, nu la nevastă. Nu. Deci nevasta cu cununa ei face ce vrea. Eu am învățat de la sfinții din cer, cununa îi se închină celui care o merită, împăratului, că prin el suntem, prin el trăim, prin el facem, prin el ajungem acolo. Deci să dea Domnul să nu fim în situație, iar dacă suntem în situație să ne dea înțelepciune, putere, răbdare și să ne dea Domnul bucuria, dacă trebuie cât mai repede să-i câștigăm și pe ai noștri, în primul rând pentru Dumnezeu. Deși e o chestie aici, vorbeam cu cineva la care am fost la nuntă și nu, în proces de divorț am aflat despre ei. Și am întrebat-o pe sora, soră înțeleaptă. Zic, soră, nu te-ai gândit să te faci misionară? E imediat o fugi mintea. Dacă vă spun că am vrut să mă fac misionară, să spui, păi înainte de a-l misiona pe ăla în India, misionează-l pe soțul tău. Nu, zic, vezi că știi. Nu, eu cred că sunt soții, cred că și soți, da, care ea s-ar duce în India, în Pakistan, în Afganistan. Dar bun, surorilor, vă duceți acolo să faceți ce? Să vestiți Evanghelia la niște prăpădiți, da? Poate curvari, bețivi, drogați, ciofii, ca să-i salvați pentru Hristos, da? Nu știți limbă, n-aveți bani, vă mușcă țânțarii, vă trebuie malaria și nu știu ce. Întrebarea mea, n-am putea să-l salvăm pe prăpăditul de acasă prima dată cu care avem și 3 copii, până atunci ne mai rugăm pentru oia din Afganistan, mai dăm 2 bănuți acolo și după ce l-am câștigat pe prăpăditul ăsta, suntem chiar experți să-i câștigăm pe prăpădiția aia. E interesant. Deci să vă fac pe toate misionare? Nu. Adică nu misionare în casa voastră. Le ordinăm seara asta, pe toate le facem misionari. De ce v-am zis mai mult vouă, surorilor? Când vă zic vouă, sunt foarte atenți bărbații. Știi, să văd ce le spune. Și atunci, după ce ești foarte atent și iau notiții, zic, bă, împliniți tot ce le-am zis lor, că e adevărat ce spune Biblia. Mi-a ieșit cumva, da. Sper să nu faceți alergie, că am trecut peste 8. Da, fratele cu întrebare au trecut. Scrie asta. În Matei scrie să-și lasă, că nu ai... În Matei 19. Da. Și acum eu am văzut
Dar eu nici nu întreb de ce o precurvit el. Că dacă ea a fost tare sfântă în fiecare zi, a avut numai rugăciuni, cereri și mulțumiri... Nu, mă gândeam să vă întreb dacă... Păi dacă ea a fost atât în post pentru Afganistan, Pakistan și și-a luat un din ăsta turbo cu 870 de cai, ea nu a făcut nica, știi? Ea nu a făcut nica, numai l-a împins. Doamne, iartă-mă! Încă s-ar bucura, l-ar și împinge acolo, că, da, că oricum inima e despărțită și zice să am filmulețul ca să... Cunosc, dar nu dăm cazuri, da. Cunosc o familie care s-au despărțit și s-au... Dar, soră, să avem un dialog între noi că ăștia-s liberi. Asta e în Matei 19, da? Că din pricină de curvie, fără greacă, fără toate celelalte. Așa, din cât ai citit dumneata... În Matei 19, Dumnezeu poruncește să te desparți sau permite? Permite. Aha. Și noi ne trăim viața după permisiuni sau după porunci? După porunci. A, deci primul lucru, că deși Dumnezeu permite despărțirea, Dumnezeu nu poruncește despărțirea. Suntem pe aceeași lungime de undă. No? Acum... Să vă pun o întrebare foarte adâncă teologică. Înainte de capitolul 19, ce este în Matei? Capitolul 18, nu, frate? Doctor, te-am uns în seara asta. Capitolul 18. În capitolul 18, dacă vă aduceți aminte, este un capitol pe relații. Și poate cel mai cunoscut pentru noi este: dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, este datoria ta, singur sau împreună cu alții sau cu biserica, să-l salvezi. Asta e permisiune sau poruncă? A, deci despărțirea de cel greșit este o permisiune, să lucrezi la salvarea celui greșit este o poruncă. Eu aș putea zice amin și să mă opresc. Și atunci întrebarea mea, dacă celălalt a greșit, nu-i porunca mea, în primul rând pentru mine, porunca lui Dumnezeu, pentru mine ca soț sau soție, să lucrez la recuperarea celuilalt? Și atunci eu ca soție, eu ca soț, trebuie să-l conving pe el că a greșit, după asta trebuie să-l conving să se pocăiască, și apoi cum se încheie capitolul 18? Cu unul care datora 2,30 lei, n-a putut să, și stăpânul a iertat, și unul care datora 23 de milioane 500, și pentru că n-avea cu ce-l plăti, și-a cerut iertare și l-a iertat. Dar când se pune problema că ăla nu l-a mai iertat pe ăla, se schimbă radical situația și capitolul se încheie așa. Exact așa va face Dumnezeu cu cel care nu iartă din toată inima pe fratele său. Deci, haideți să ne hotărâm cum vrem să ne trăim viața. Ce ne permite Dumnezeu sau ce ne poruncește Dumnezeu? Păi dacă ne permite, mai contabilizează. Da, normal. Cum adică? Faptul că tu îi permiți copilului tău să facă ceva nu înseamnă că nu suportă consecințele. Deci tu îi permiți copilului pentru că te saturi sau ajunge la o anumită vârstă sau are figuri în cap. Doamne ferește, da, îți crești fata până la 18 ani și spui așa nu, așa nu, așa nu, așa nu. Și la 18 ani vine tata, dar mă lași? Păi te-ai săturat, frate, îți spui, băi, fată, fă ce vrei. Ce ai aștepta să facă fiica ta? Tot ce nu e... Nu, păi ai aștepta fiica să spună, bă, tata, au zis să fac ce vreau. 18 ani ce mi-au spus? Că nu-i bine, că nu-i bine, că nu-i bine. E adevărat că eu pot face alegerea, dar eu dacă aleg așa, îmi bat joc de toată inima și învățătura tatălui și am dreptul. Sau, dacă aleg ce m-a învățat el, o să-i fac o bucurie imensă. Așa e cu Dumnezeu. Numai că dacă lui Dumnezeu îi faci bucurie, știi ce-ți face el? Și mai multă bucurie. Iar dacă îl faci pe Dumnezeu să lăcrimeze, știi ce face el? Și mai multă lăcrimare, care-i de unde? Deci ești liberă să faci ce vrei. Dar asumă-ți
că în funcție de alegerea ta, va alege și Dumnezeu. Deci nu înseamnă că Dumnezeu, dacă îmi dă libertate, schimbă principiile. Dar eu cred că și în România, nu știu dacă v-ați prins, voi știți că în România putem face ce vrem. Da, dar în anumite situații de abuz extrem, de exemplu, este mai presus sanctitatea căsătoriei decât sanctitatea vieții? Păi, fratele meu, de ce vorbi eu acum până? Deci, la toți vă răspunde păstorul local. Eu stau și mă gândesc ce înseamnă călăuzirea lui Dumnezeu. Uite, îți dau numai un caz, am putea opri filmarea, dar nu mai contează. Când a venit unul într-o noapte, când eram eu tânăr, că frate păstor, nu-mi găsesc nevastă. Nevasta a dispărut. Nu mai știu dacă aveau și copil sau nu. Am făcut pe FBI, eu cu toate, am găsit-o. Nu intru în detalii. Vână-te la gât. Cum o strâns-o de gât. De pocăiți vorbim. Și pe la 12, 1 noaptea, discutam, bă, fată, să te ducă înapoi. O zic, frate, nu că nu m-aș duce înapoi. Ăsta mă omoară, bă, frate. Cred că era, rămâne fata orfană. După câtă minte am avut atunci, că acum parcă mă strânge în spate. Am zis, bă, frate, mă, eu cred că ai și tu în sfârșit șansa să fii martiră. Dacă pe tine te strânge ăsta, gâtește și te omoară pentru Hristos, Hristos va avea grijă de fiică ta, nu-i nicio problemă. Dar zic, nu cred că ai avea toharul ăsta chiar să mor tu pentru Hristos. Bă, frate, și acum împreună, nu știu dacă nu-i mai vânăt el la gât decât ea, dar nu intrăm în detalii. Nu știu dacă a fost raiul pe pământ sau ceva, și-au crescut împreună, nu știu ce, s-au mai cizelat unul pe altul. Așa, totdeauna putem fabula. Că dacă mă omoară, băi, mai credem în puterea lui Dumnezeu sau nu mai credem? Nu, altul a zis, Doamne, mi-a pus pistolul la cap. Și am zis, băi, fată, încrede-te în Dumnezeu. M-am dus pe varianta asta, ia că fiști tu o martiră pentru... Trăiește și în ziua de astăzi. Deci nu putem chiar, eu cred că Dumnezeu le are pe toate în calcul, noi putem să ne asumăm, putem intra într-o chestie din asta de panică, în care să spunem, mă, dacă se întâmplă aia, dacă se întâmplă aia, dacă se întâmplă aia. De am și varianta cealaltă. Dar dacă se întâmplă minunile dumnezeiești? Vedeți, întrebarea mea, cum mai mărturisim noi puterea lui Dumnezeu de a scoate din cele mai grele situații, dacă noi nu suntem în cele mai grele situații? Categoric nu sunt pentru abuzuri de niciun fel, nici abuzurile soțului, nici ale soției, nici ale copiilor, nici ale părinților, nici ale guvernului, cu tare, la guvern mai suportăm mai multe, în fine. Dar, până la urmă, eu cred că Dumnezeu, atunci când a scris Scriptura, ne-a avut în vedere pe toți și eu chiar cred că Dumnezeu îi protejează pe a lui, frate. Acum nu numai că vorbea de moarte să va muri, te va strânge de gât și va muri el, asta nu poate să facă Dumnezeu. Noi chiar avem un Dumnezeu mare, dar asta, din nou, n-aș vrea să meargă cineva pe credința mea. Eu sunt dator să îi spun omului adevărul și el își asumă în funcție de câtă credință are, ce nu-mi place, dar se întâmplă. După ce omul ia decizii pe convingerile lui, vine și mă întreabă că de ce are consecințe, mă întreabă tot pe mine. Și eu zic de aia. Deci până la urmă ne asumăm, nu? Că și eu aș putea, nu sunt, nu cred ca slujitor, nu cred că e cinstit să manevrăm oamenii emoțional, să ne asumăm în locul lor, dar până la urmă s-ar putea unii să sufere aici ca să fie binecuvântați dincolo. Nu știu ce să fac eu, să le fur binecuvântările? De asta eu vă spun, eu nu mă pricep la astea. La divorțuri nu mă pricep de tot, deci am spus, băi, să meargă lumea iuga... E varză la divorțul, nu se pricepe deloc. Nu mi-ar fi nicio rușine că nu mă pricep la divorțul, la recăsătorii. Ce pricep eu e simplu. Că dacă doi oameni se unesc cu binecuvântarea lui Dumnezeu și rămân în binecuvântarea lui Dumnezeu, o să sfârșească la binecuvântarea lui Dumnezeu. No, asta știu. Celelalte, cum e parătură, cum e cu toate astea, pot scrie romane în fiecare zi, și probabil fiecare e, însă pentru mine a fost surprinzător, voi ați auzit expresia aia din lume, că recăsătoria e ca zamă încălzită, da? Dar asta nu e de la pocăiți.
Știți ce a fost surprinzător pentru mine? Să citesc o carte a unei consiliere din America, nepocăită, n-are nicio treabă cu Dumnezeu, și ea, cred că făcea deja consiliere de vreo 25 de ani cu cuplurile. Și foarte supărată, într-o zi s-a hotărât să scrie o carte pe divorț, pro-divorț. Acum, în anumite societăți trebuie să respecti anumite protocoale și ea s-a uitat peste toate notițele ei din 25 de ani de consiliere, pe divorț și toate astea, și în timp ce și-a propus să scrie o carte pro-divorț, a trebuit să recunoască următorul lucru. Că majoritatea cuplurilor care au venit la consiliere recăsătorite au spus așa, oricât de rău a fost prima căsătorie, a fost mai bună ca a doua. Au spus, domne, chiar îmi pare rău să spun asta, că nu mă ajută în cartea mea, dar mă obligă jurnalul unei experiențe de 25 de ani. Și atunci întreb eu, o femeie care nu l-are pe Dumnezeu în ecuație, e în momentul în care îl avem pe Dumnezeu în ecuație, noi chiar îl scoatem pe Dumnezeu din ecuație? Ce cred eu? Eu cred că noi ne-am obișnuit să privim familia un pic cam pe lângă Scriptură. Și familia pentru noi, colți de rai, vis, fluturi, porumbei, floricele, cutare, într-o lume stăpânită de diavol, noi trăim pe plaiurile veșniciei și suntem atât de mofturoși, ne certăm de la greutăți, dar ascultă-mă, alea bătute și zdrobite, alea nu se gândesc la divorț. Crede-mă, nici n-au vreme să se gândească la divorț. Astea cu multe figuri în cap, scuzați-mă, sororilor, știi? Bărbații buie, ce ăștia se gândesc la prostii, nu? Ăia năcăjiți cu tare, n-au nicio treabă, că nu-i suportă năcazul, dar mă opresc aici, că ajunge pentru, mai lăsăm pentru următoarea. Mulțumiți lui Dumnezeu că nu sunteți acolo, rugați-vă să vă dea Dumnezeu putere, nu judecați pe nimeni, dacă puteți ajuta pe cineva, ajutați. Unde facem noi diferența? Când e vorba de mântuirea omului, e una, când e vorba de slujire, e un pic alta, când e vorba de un anume nivel de slujire, e altceva, știi? Sau de categorii de slujire, că nici aici eu nu i-am lăsat niciodată să mă șantajeze unii, nu, n-am avut multe, noi nu am avut experiență multe așa, dar, nu, circulând, lucrând în lume, unii care treceau prin, a fost alegerea lor. Știu unde se vede pocăința omului? Că el vrea să slujească. Păi am zis, mă, frate, ești fratele nostru, dar nu ești neapărat modelul nostru. A, că mă scoți pe mine. Și eu am zis, eu te opresc de la slujire? Păi zic, uite, slujire. Slujire ar fi să te duci să faci o întâlnire cu toți băieții, și să le spui, băi băieți, eu de mama n-am ascultat, de tata n-am ascultat, de păstor n-am ascultat, de Hristos n-am ascultat, am dat cu capul tare de pereți, nu fiți proști ca mine, că o să ajungeți ca mine. Zic, asta e slujire, du-te și... Nu, el știe că nu a vrut să slujească. Să ne dea nouă lecții când se filmează și să transmită până în Australia, să-l vadă pe Giordani, că el ne dă lecție de democrație cu tare. Și am spus, niet. Deci el de spălat picioarele nu-i slujire, de curățat lemne nu-i slujire, el vrea numai dacă am putea să-i dăm tot amvonul sau ceva, la Paște, la Crăciun, să arate el. Și am spus, nu omule, că nu, asta e înțelegerea noastră. Deci de asta eu vă spun că cei care trec prin experiențele astea, deci măcar nu poți să-i spui că îl oprești de la slujire. Nu, domne, slujiri sunt atât de multe. Și unde vezi dacă omul s-a pocăit? Sunt oameni care trec prin dureri, la un moment dat consideră că durerea e mai mare și nu o poate duce, la momentul respectiv. Ia o decizie pe care cei mai mulți o regretă, dar și-o asumă. În momentul ăla, omul care s-o pocăi cu adevărat, știi ce spune? Frate păstor. Și dacă vii tu să-i spui, spune frate păstor. Eu la mila lui Dumnezeu, dacă eu... E mila lui Dumnezeu. Lasă-mă pe mine aici în banca mea. Ce fac eu în umbră cu tare? Bunul Dumnezeu știe și... No, ăsta chiar s-a pocăit. Își vede locul cu tare și chiar merită încurajat să facă ceva. Iar ăia care se dau mari barosani cu tare, ei n-au nicio treabă cu pocăința, știi? Numai vor să schimbe Biblia și toată biserica după mușchii lor.
Și atunci eu cred că nu trebuie să fim chiar atât de naivi, să schimbăm Biblia după mușchii lor, că nu o schimbăm nici după mușchii noștri. Că cineva spunea foarte interesant și mi-am notat lucrul ăsta. Să nu schimbi Biblia, să zic acum, dar se refer la orice domeniu în viață. Eu acum s-ar putea să cred că n-am nevoie de Biblie și vreau să schimb Biblia că n-am nevoie de ea. Dar dacă o schimb astăzi când cred că n-am nevoie de ea, într-o zi când voi avea nevoie de ea, nu va mai fi Biblia că am schimbat-o eu. Deci astăzi consideră că n-am nevoie de. Dar poate peste 20 de ani o să am nevoie de mila lui Dumnezeu, de îndurarea lui. Păi de unde eu dacă am zăpăcit-o, da? Și atunci noi unele reguli trebuie să le păstrăm, nu pentru astăzi. Dacă mâine sau cândva vom avea nevoie de ele, ele să fie acolo. Deci frânghia aia a salvării, nu o ardem astăzi că nu avem nevoie de ea. O lăsăm acolo că astăzi poate are nevoie altcineva, mâine altcineva. Dacă, Doamne ferește, peste 20 de ani am nevoie eu. Și am mars-o când am crezut că n-am nevoie. De unde o mai iau? Am zis că ne rugăm, nu? Sus la rugăciune. Vă rugați pentru voi, vă rugați pentru alții, vă rugați pentru mine, alegerea este a noastră și cu mulțumiri și cu cereri și cerem îndurarea lui Dumnezeu. Dacă tot mai rămânem cu alergii, mai bine să rămânem cu alergii la plante sau la ceva decât la cuvântul lui și la adevăr, la dragoste și la celelalte. Ne rugăm lui Dumnezeu.